Bună seara, dragii mei prieteni! Deja suntem mulțișori. Am intrat cu 3 minute înainte ca să ne mai grămădim. Așa, 150. Așa, bună seara, Elena Tabăr, nu mă vă rog, scrieți-mi cineva dacă se aude bine, ca eu să merg înainte. Bună seara, Vadim, suntem 300, am o minută de când am intrat, dar n-am o minută, am vreo 30 de secunde. Și suntem 300. Așa, salut din Anglia. Bună seara, numai dacă se aude bine, vă rog frumos. Așa, am 48 de secunde, suntem 300 și... Live-ul rămâne câteva secunde în urmă și nu mă vreau să aud dacă se aude bine. Salutare, salutare! Se aude bine. Mulțumesc, Elena. Mulțumesc, Elena Tabăr. Foarte mulțumesc. Așa. Am intrat cu 2-3 minute înainte ca puțin să ne grămădim aici. Întrebări. Foarte bine, Mariana, îți mulțumesc frumos. Astăzi vorbim pe o temă foarte interesantă. Astăzi facem aici o mască de față din fructe naturale. Astăzi facem o mască de păr, la fel, din fructe cu câteva uleiuri care le facem noi. Așa, și astăzi vorbim despre o chestie foarte interesantă. Așa. Mă scrieți de unde... Am un minut și 20 de secunde de când am intrat și aproape suntem 500 de persoane. 500. Mă scrieți de unde mă vizionați. Mai stăm câteva minute să ne grămădim. Un minut încă. Un minut. Astăzi vom vorbi despre rădăcina de păpădie. Astăzi vom vorbi cum poți să pierzi 5 kg, 4-5 kg într-o săptămână. Ce dietă poți să ții, ce băuturi poți să beai. Ce băuturi poți servești? Astăzi vorbim despre o cremă foarte bună pentru toată pielea, pentru toată durerea, pentru tot corpul nostru. Suntem 600, bună ziua Turcia. Așa, astăzi vorbim despre rostopască, astăzi vorbim despre terciul de ovăz. Așa, 6, ora 6. Bună seara, dragii mei prieteni, bine v-am găsit, sunt Zidana Uzacnă, deja mulți de voi mă știu. Salutare la toată lumea. Fetelor, vreau să vă anunț o chestie foarte interesantă. De luni se începe postul și noi, 1800 de fete, începem o săptămână de post. Că tu poți să slăbești 4-5 kg cu această dietă sau cu acest detox nemaipomenit de bună și ajută la toate bolile, ca bolile de piele, ficat, curăț sângele, stomacul, dureri de cap, migrenă, ficat, rinichi. Deci corpul nostru va întineri cu 2-3 ani. Dacă noi ținem acest detox de o săptămână, 7 zile, nu mai mult. Este un detox de terci de ovăz, să știți. Dacă faci acest detox măcar o dată la 2 luni, la 2 luni odată, nu este greu deloc, este foarte ușor, te simți foarte bine. Dai jos, văzând cu ochii, dar trebuie să ții de el, numai decât. Eu primesc foarte multe mesaje, Zidana, cum poți slăbesc 3-4 kg. Da, le poți slăbi într-o săptămână, dar trebuie să știi ce să faci. Este foarte ușor. Așa. Eu acest detox este terciul de ovăz. Știți destul de bine care este terciul de ovăz. În limba rusă se numește ofisiancă. Cum fac eu acest minunat terci de ovăz? Acest terci de ovăz, dacă nu-l iubiți, folosiți semințe de in. La fel, faceți terci cu semințe de in. Dacă nu vă place nici semințele de in, faceți terci din semințe de mac. Dacă nu aveți alte semințe, puteți faceți terci din semințe de dovleac. Dar eu de luni încep 7 zile un detox foarte puternic a corpului meu, că știu precis că voi slăbi
5 kg într-o săptămână cu terci de ovăz. Știți foarte bine care este. Cum fac eu acest terci de ovăz și cum trebuie să-l consum? Dar persoanele care vor să slăbească 4-5 kg trebuie să fie ascultătoare și este o condiție. Când afară de terci, nu trebuie să mai mănânci nimic. Trebuie să bei numai apă și terci. 7 zile. Așa, multă lume se întrebe acum așa, Zidana, eu mor de foame. Nu, noi în 7 zile nu murim de foame, fiindcă noi femeile suntem foarte puternici. Noi femeile am trecut prin viață grea. Noi femeile am trecut prin situații și probleme. Noi femeile am născut copii și noi femeile, chiar și multe din noi, de micuți au dus o viață grea. Ați fost puternici. Atunci, dacă vreți, 7 zile ești puternic să mănânci terci de ovăz. Eu vă explic acuși, pas cu pas, cum poți să-l faci, cum să-l servești. Așa, la terci de ovăz, eu nu dau garanții la persoane care au epilepsie. Eu nu am întâlnit persoane să am o consultă cu o persoană epilepsie. Când eu puțin sunt fricoasă, dar dacă aș avea ocazia, cred că aș vorbi. Persoanele care alăptează, persoanele care au copii mici sau sunt gravide sau însărcinate, sau persoanele care au boli cronice, suntem deja 800, foarte mult, sau boli cronice ca cu inima. Da? Deci, terciul de ovăz îl servește numai persoanele care consider că vor slăbească 4-5 kg. Dacă tu vrei, dacă tu dorești, nimeni nu te pune cu desâlă. Așa, cum fac eu acest minunat terci de ovăz care eu cu el slăghesc 5 kg pe săptămână? Eu mă iau la spor aici cu voi, suntem aproape 800, că săptămâna de luni eu țin și voi intra o zi da, o zi nu, o zi da, nu, o zi și ați vedeți cu siguranță cum putem slăbi cu acest minunat terci de ovăz. Ce fac eu? Eu trebuie să mănânc acest terci de ovăz de 3 ori pe zi. De 3 ori pe zi, numai terci. Cu siguranță zici, da, nu murim de foame, nimeni nu moare de foame o săptămână. O săptămână tu îți curiți corpul tău. Tu începi să nu bolești cu gâtul, să nu răcești, să nu te doai capul, să nu ai migrenă, să nu te doai picioarele, să nu te doai spatele și slăbești 5 kg. Tu vei vedea după o săptămână să înguriți că tu poți slăbești. Gratis, este foarte ieftin. Un kilogram de terci de ovăz costă 78 de cenți. Eu vă spun în ce eu sunt în Europa. 78 de cenți. Așa. Cum fac eu acest terci de ovăz? Două linguri. Așa. O lingură. Două. Îl fierb într-o 100 de miligrame de apă și îl mănânc la ora 7, ori la ora 8, dintre 7-8, de la ora 2 la masă, de la ora 12, ora 1 și a 3 la masă, de la ora 3 până la ora 4. După ora 4, noi nu avem drept să mâncăm nimic. Acest terci de ovăz. Îl fierbe în apă 3 minute, numai două linguri, nu mai mult, numai două linguri. Așa, acest terci de ovăz mă ajută să slăbesc 5 kg. Dar vei vedea singuric că el te ajută și la întărirea părului, și la tenul tău pe față, îți faci fața luminoasă, lucioasă și este nemaipomenit de bun. Este un regim foarte bun. Se numește detox de o săptămână. Mă întreg, Zidana, ce facem după o săptămână? Dacă alăptez, nu. Ce facem după o săptămână? După o săptămână tu te menții cu salate, că tu ai să vezi că ai slăbit 4-5 kg și tu n-ai să mai bagi în tine dulciuri, paste sau alte chestii care te îngrașă. Că noi nu trăim ca să mâncăm, dar noi mâncăm ca să trăim. Încă o dată, ascultați frază. Noi nu trăim ca să mâncăm, dar noi mâncăm ca să trăim. În ziua de azi noi am ajuns la o chestie că avem de toate și băgăm în noi și ne îmbolnăvim. Dar dacă noi mâncăm și dacă noi avem de toate, trebuie să ne permitem să fim sănătoși ca să ții o săptămână cu terci de ovăz. Așa, terciul de ovăz eu am ajutat foarte multă lume să slăbească.
I-am arătat numai trucul cum poți face terciu de ovăz. Foarte multe lume a slăbit cu terciu de ovăz și 14 kg, și 7 și 9. Și este foarte, foarte sănătos. Cum v-am explicat, dacă nu iubiți terciu de ovăz, atunci faceți terci de in. Îl fermentați într-un blând și îl fierbeți la fel ca pe terciu de ovăz. 7 zile, eu de luni încep, cum facem noi această terapie? Știu precis că va fi foarte multă lume. Eu arăt pas cu pas la răgaz cum eu fac terciu de ovăz și îl postez pe canalul de YouTube. Tu dacă vrei să începi, cu terciul de ovăz, tu îți scrii din urmă astăzi data câte kilograme ai. Maria, Natalia, că nimeni nu știe, acolo nu-i fotografia ta și nimeni nu știe. Am 80 de kilograme și am slăbit în 2 zile atâta, în 3 zile atâta, în 7 zile am slăbit atâta. Noi ne grămădim acolo, așa știu, Iubov, că tu ții această dietă. Noi ne grămădim acolo și ne împrietenim și ne ajutăm una cu alta, ne susținem câte și care kilograme am slăbit. Așa, încă o chestie. La terciu de ovăz, noi trebuie să avem sfânta apă. Nu mai decât. Măcar 2 kg. Să știm că toate femeile trebuie să știe, toate femeile care vor să fie frumoase, toate femeile care să aibă un păr sănătos, sfânta apă ne întinerește. Întinerește corpul nostru. Ce facem noi cu sfânta apă? Așa. Într-o sticlă de 1,5 litru, această sticlă se numește sticla magică. Eu am pe canalul meu de YouTube. Ce facem noi? Noi adăugăm o coajă de la o portocală, o lămâie mărunțită, numai decât lămâia, că lămâia te ajută să scazi kilogramele tale, numai decât. Așa. Și o bucată de măr, numai decât. Aici, înăuntru, băgăm mărul, o bucată de măr, încă o dată, o bucată de măr, o lămâie întreagă, o lămâie care o vrei tu, care o socoți tu, și coaja de la lămâie. O lămâie întreagă, încă o dată, mărul și coaja de la lămâie. O băgăm aici. Și mai facem noi aici, în sticluța noastră magică, numai decât adăugăm o lingură de semințe de chia. Semințele de chia, o lingură, nu mai mult de 30-25 grame. Semințele de chia te ajută să ai energie toată ziua, să știți, toată ziua. Suntem foarte mulți în live, 1000 și ceva. Așa. Ele se fac aici un gel, când tu bei, el se face un gel gros, ca un terci. Când tu bei, îți umpli stomacul tău cu gelul de la semințe de chia, au foarte multe vitamine. Și ție nu ți este a mânca. Să știți, semințele de chia sunt nemaipomenite. Toată săptămâna noi trebuie să bem câte o sticluță de asta de apă. Dacă tu poți să bei 2, cu mare drag. De exemplu, eu o beau pe zi 2, nu una, 2. Dacă îi pui coajă de portocală, coajă de lămâie sau o lămâie întreagă, Eva s-a primit o limonadă și este nemaipomenit această sticluță de magică care tu o bei toată ziua. O iei cu tine la muncă, o iei cu tine în tren, o iei cu tine în autobus, o iei cu tine unde dorești tu. Această sticluță nu trebuie să lipsească. Știți toată lumea care sunt semințele de chia. Toată lumea știți care sunt. Sunt foarte ieftine, nu sunt scumpe, dar sunt nemaipomenite. Așa, ne-am înțeles cu terciul de ovăz. Mâncăm dimineața la ora 7 sau 8, ora de masă la ora 12, 1, ultima masă 3-4. Dacă ai întârziat, nu mai mănânci. Numai 2 linguri de terci fiert. Dacă ai ajuns la ora 4 și tu nu ai mâncat, te-ai oprit. Nu mai mănânci terci deloc. Consumi numai apa. Dacă tu ai posibilitate, încă o dată, să iei încă 2-3 litri de apă, să știi că mai repede vai slăbi. Așa. După acest video eu fac un video cum fac terciu de ovăz, totul pas cu pas. Numai 2 linguri. 2 trebuie să mâncăm. Numai mult 2 dimineața, amiază și la ora 4. Să vedeți cât de bine slăbești, să vedeți cât de bine corpul tău întinerește. Dar nu se oprește aici. Ajută la
Inimă ajută la curățirea sângelui, ajută la colon, problemele care au cu colon, probleme care au constipații, persoane care au constipații cu colonul. Ajută și bărbații și femeile, numai nu. Femeile însărcinate, femeile care alăptează, persoanele care au epilepsie și persoanele care au probleme cu inima și persoanele care au diabet de mare după 20 și sau care sunt la insulină. Nici într-o cază, aici noi scoatem aceste persoane. Așa, dacă tu vrei ca noi să controlăm cum e de o curs săptămâna asta, eu voi face încă o dată un video cum fac eu. Nu nimic dacă ai probleme cu stomacul, Valentina, să vezi că de la această dietă și de la semințe de chia îți trece durerea de stomac. La durerea de stomac poți face un ceai de păpădie, un ceai de rostopască, se mai numește cistotel, un ceai de urzică, nu-i nimic strașnic, fără zahăr. Așa, eu voi face tierciul și acolo eu încep prima zi, Dana. Eu am 64 de kilograme, dar văd cât am o săptămână. Deci se începe săptămâna postului, săptămâna detoxului. Pe urmă, dacă va merge totul bine, dar eu sunt cu siguranță că voi să mai vedeți, că voi intrați și mai vedeți cum e Zidana. Zidana, la moment, este puțin așa, bolfoșică, că eu sunt o persoană cu forme. Așa, mă rog. Dar ați mai vedeți că eu ați slăbesc și ați cunosc foarte tare. Multă lume întreabă cât kilograme Zidana. A, ok, eu vă arăt că poate mult nu mă știți, nu mă cunoașteți, eu am 64 de kilograme. Eu nu sunt grasă, eu am 64 de kilograme. Dar mi-ar trebui să dau jos 3-4 kg și de asta eu țin acest detox odată la 2 luni. Mai am eu alte detoxuri care mă sunt foarte bine. Acest detox poate să-i 40, 50, 60, 70, 80 de ani, să vedeți cât de bine vă simțiți după acest detox. Așa. Nu pot să mai spun încă o dată că începe iar din nou live-ul. Live-ul rămâne aici, live-ul se duce pe YouTube și vedeți pas cu pas. Că deja avem câteva minute, suntem 1400, n-are rost ca să începem de la început. Așa. Timpul de detox care tu îl faci. Detox care noi îl facem. Mai facem și mai băgăm câte o mască naturală de față, câte o mască naturală pentru păr, numai decât. Mai băgăm și o băiță cu frunze de păpădie sau de patlajin. Știți care este păpădie? Eu am aici o frunză și o rădăcină nemaipomenit de păpădie. Faceți o infuzie și vă spălați corpul cu ea, chiar și părul, chiar și toată pielea. Să știți că această minunată plantă de păpădie este pe primul loc, care ajută toate bolile și este ieftin. Tu o găsești afară, că nu cheltui un euro, nu cheltui un bănuț pe ea, da? Ori dacă nu o găsiți afară, cumpărați din farmacie infuzii sau sirop de păpădie. Care aveți posibilitatea să aveți cistotel sau rostopască? Eu am aici jos, lângă mine, într-o pădure, dar o ud, numai să o cresc, să o păstrez. Este foarte rar, că încă nu este, nu crește. Faceți, dacă aveți rostopască sau mușețel uscat, la fel puteți faceți o băiță din plante uscate. Foarte bine. Așa, ne-am înțeles cu dieta noastră. Eu, voi, suntem 1500, deja suntem foarte multe. Așa, live-ul trece pe YouTube, acolo dacă vrei, scrii, sunt Natalia, ori sunt Tatiana, ori sunt Victoria și am atâta, am slăbit atâta, ori nu m-am putut să mă abțin. Așa, multe femei din noi, multe fete frumoase, hai să zicem așa, noi avem anesitate. Ce înseamnă anesitate? Vrem să mâncăm întotdeauna. Întotdeauna noi ne mâncăm, întotdeauna noi ne găsim liniștea în frigider, întotdeauna ne găsim la un bucat de salam sau de cașcaval sau alt fruct sau dulci sau chiar și o tortă. Așa, chestia asta, săptămâna asta la noi trebuie să dispară, nu mai decât. Dacă tu te ții de această dietă, uite că există, că tu ești mai puternică. De exemplu, eu sunt Tatiana, hai să zicem așa, Tatiana vrea să slăbească, are 80 kg și va slăbească 5 kg săptămâna asta. Tatiana trebuie să pui în cap
Nu se poate să mănânci pateuri, nu se poate de mâncat torte, dulci, ciocolată, nimic. Numai terși de ovăz. 7 zile nu este greu, dar 7 zile vei avea o diferență, vei vedea o diferență foarte mare, foarte. Fiindcă noi femeile suntem puternice, noi femeile știm ce înseamnă sapă, noi femeile știm ce înseamnă lucru, muncă, de a face un ban, de a fi chinuite multe din noi. Și multe din noi, femei, multe din noi au fost bătute și au trecut prin mai mari probleme și situații de familie decât să ții 7 zile terciul de ovăz. Îl începem de luni. Așa, ce mai trebuie să mai faci la această dietă? Suntem foarte multe. La această dietă noi trebuie să încercăm iertare. Chiar dacă nu ai greșit. Numai decât îți ceri iertare de la soț, de la fică, de la prietenă, de la prieten, de la iubit, de la amantă, chiar și de la vecina cu care te-ai certat. Numai decât că iertarea este o putere și te ajută. Când te duci, te împărtășești, ori te duci la biserică, ori te duci, te spăvăduiești, tu ce faci în primul rând? Iartă-mă, mă rog de mă iartă. Este foarte important acest cuvânt, chiar și la copii, chiar și la bărbat, chiar și la persoana cu cine trăiești tu. Acest cuvânt magic trebuie să încerci cu dânsul. Iartă-mă, numai decât. Nu, la terci nu mai mănânci nimic. Eu deja am explicat. Nu mai terci. 2 linguri la ora 7 ori 8, 2 linguri de terci fert la ora 12 sau 1, 2 linguri de terci fert la ora 3 până la 4. Dacă nu ai dovedit la ora 4, nu mai mănânci. Rămâne 2 mese, nu faci 3 mese. Apoi bem, cum să nu bem? Am arătat, Lubașa. Bem apă foarte mult. Așa, 2 litri cu semințe de chia sau semințe de in. Așa, e foarte important iertarea. Foarte important. Chiar și dacă crezi că nu ai greșit, îți ceri iertare. Da. Ok, ne-am înțeles cu terciul de ovăz. Trece live-ul pe YouTube. Eu fac acum seara. Terci de ovăz, mai explic o dată și tu scrii numele, că noi suntem 1800 de fete, cu siguranță să mai adaugi foarte mult, eu știu precis. Eu am slăbit atâta, Zidana, eu am slăbit atâta ce îmi trebuie pentru colon, ce îmi trebuie pentru constipații, ce aș putea să eu în această dietă, ce aș putea consuma, eu sunt aici cu voi, noi ne susținem una cu alta. Eu tot încep de luni această dietă, acest detox, eu tot îl încep cu voi aici. Cu siguranță să mă vedeți după față. Că fața mea, dacă nu încep să slăbesc 1 kg, 2, 3, mă vedeți. Eu vă promit, cu mâna pe inimă, cu mâna pe inimă, că eu aici cu voi, țin toată săptămâna dieta sau detoxul de terci, care noi putem să slăbim 5 kg. Pentru ce? Pentru a fi frumoasă, pentru a ne iubi, pentru a îmbrăca o haină frumoasă, pentru a fi frumoasă în fața la bărbatul nostru, pentru a fi frumoasă pentru noi, pentru a fi frumoasă pentru cafea. Cafea se poate fără zahăr. Pentru a fi frumoasă pentru noi. Vine Paștele să fim frumoase, să fim drăguți, să fim iubite. Așa, cu siguranță multă lume știu precis că va veni în acest detox cu noi, dar fim puternici. În afară de terci, nu mâncăm nimic, numai terci și apă cu semințe de chia sau alte semințe ca de mac sau de in. Așa. Da, eu vă susțin, Iulia, cu mare drag, eu vă susțin pe voi, voi susțineți pe mine. Eu am pus mâna la inimă că eu țin aceste 7 zile numai cu terci. Voi mă cunoașteți cum sunt eu la față, v-am spus câte kilograme am și veți vedea că eu puțin voi slăbi. Așa, încă o chestie foarte bună, dacă tu ai posibilități, suntem într-adevăr multe, poți face puține sărituri în casă, un dans, o aerobică, îți pui o muzică care ți-i faci măcar 10 minute. Tu să dansezi singurică, dacă nu poți dansa, ai probleme cu un picior, măcar mergi. Măcar mergi după muzică, îți pui pe YouTube o muzică care ți-i place, măcar 10 minute. Asta este foarte important. Ca tu să începi puțin a transpira. Puțin. Dacă tu transpiri, dacă tu puțin
vei simți o amețeală, asta e foarte bine că din tine se duce grăsimea, caloriile. Deci această dietă este bomba, 1000% te ajută să slăbești pe săptămână, nu mai trebuie să ții de tine. Nici luni, nici marți, nici miercuri, nimic. Ceva, Pinina, Cristi, blochează-o, te rog, că a apărut o femeie bolnavă, aici, o doamnă bolnavă. Așa, dacă ți ții de acest terci, să știi că slăbești. Așa, am explicat cu terci, într-adevăr suntem foarte multe, hai să trecem la masca mea de față și la masca mea de păr, ce mască fac eu astăzi. Așa, eu niciodată aici nu v-am arătat o mască din fructe naturale cu toate vitaminele. Ce am eu aici? Eu am aici o bucată de avocat pentru masca mea de astăzi, de față. O bucată de banană, o bucată de morcov și o bucată de măr. Așa. Deci, nu ați întrebat cât 5 grame o fărâm prin blender cum am format-o eu, ca să nu vă iau mult timp. Așa. Îmi pot într-un blender și eu voi face o mască pentru față. Să știți că masca pentru față cu fructe naturale este foarte bună. Dacă la această mască tu ai o bucată de gutuie, dacă ai, că multă lume în acest sezon nu găsește gutuie, îți pui o bucată de gutuie. Socul de la gutuie este foarte bun pentru masca de față, nemaipomenit. Dar nu mă... Așa, nu termin aici. Eu am să fac mască cu fruct și pentru față astăzi, dar și pentru păr. Dar la păr adaug ulei de portocale, să știți. Eu am aici ulei de portocale deja făcut de mine. Cum am făcut ulei de portocale, îl găsiți pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Uzacovna. Acolo sunt, cred că, sute de ulei care am făcut și de păpădii, și de mimoză, și de frunze de dafină, și de ricin. Ia uitați-vă câte ulei am făcut eu singuric. Și de mușețel am făcut, și de brad am făcut, și de pin, și de aloi. Absolut de toate uleiurile am eu făcute acolo. Este foarte ușor de intrat acolo. Ulei de păpădii Zidana. Îți iese Zidana, acum o Zidana există. Ulei de păpădii se numește. Ai dreptate. În Italia se numește terciul de uvăz, avena. În Portugalia se numește aveia. Flocuș de aveia. Ai dreptate. Așa. Și pe canalul meu de YouTube suntem mulți în live și ne aruncă live. Nu e nimic strașnic, noi suntem mai puternici, că suntem cu puterea lui Dumnezeu. Așa. Pe canalul meu de YouTube găsești foarte multe uleiuri care poate te ajuta chiar și la tenul gras și la tenul uscat. Dar dacă ai tenul uscat cu acnei sau cu coșuri negre, atunci faci infuzii. Pe canalul meu de YouTube, la fel, sunt infuzii pentru tenul gras. Dar eu astăzi să folosesc la podoaba mea capilară, masca, ulei de portocală. Așa. Ce fac eu mai întâi? Eu am aici deja un piureu făcut din fructele mele care vă le-am arătat ca să nu vă iau mult timp și îmi scurg aici sucul, numai decât. Așa. Ca eu să pot face o mască de față, dar cu acest, suc eu fac și masca pentru păr. Deci dacă astăzi este vineri și astăzi e ziua de mască, da? Eu fac și la păr și la față. Din vitamine sau din sucuri naturale sau din fructe naturale, ca toate vitaminele, este o mască foarte bună, perfectă. Așa, deci eu am scurs puțin sucul. Așa, să-l pun aici așa frumos. Așa. Și deci pun jumate la jumate, jumate pentru față și jumate pentru păr. Așa. La păr, la față, o las într-o parte, o fac de păr. Pun 2 linguri de ulei de portocală. Cum am făcut ulei de portocală, l-ai pe YouTube la mine. 2 linguri. Dar, cum eu am părul uscat, adaug 2 linguri de ulei de frunză de dafină, numai decât. Dacă tu nu ai ulei de frunză de dafină,
sau ulei de portocală, cel mai bun ulei pentru tine, să știi că este, mai ales dacă ai părul uscat, este uleiul de măsline. Pe primul loc, să știți, uleiul de măsline te ajută foarte bine la păr și la ten. Așa. Aceasta este masca pentru părul meu și aceasta este masca pentru față, din sucuri naturale. Eu încep a face pe păr, apoi pe mască și stâng la. Într-adevăr, suntem foarte mult. Cred că ne-am înțeles cu terciul de ovăz, cum slăbești. 5-6 kg, 4-5-6 kg pe săptămână, cum să-l mănânci, cum să-l sărbești, da? Dacă vrei să intri cu noi între acestea 1800 de doamne, pe YouTube, acolo găsești, eu voi pune terciu și îți scrii cum vrei tu, așa. Acolo este o întrebare, nu am găsit-o, pentru părul gras. Pentru părul gras poți face infuzii, la fel, din plante naturale. Așa, începem. Eu mai întâi încep cu părul meu și ung tot părul de la capăt, de la sfârșit până la toată lungimea. Așa. Și stau cu el aproximativ 30 minute și apoi îmi spăl părul, să știți. Îmi spăl părul de două ori cu șampon. Eu, ca să nu vă iau mult timp, îl dau într-o parte, pe urmă mă dau, așa. Și încep cu masca de față, să știți, din fructe naturale. Este foarte important. Voi știți cine mă vizionează, că eu am foarte multe măști și cu amidon și cu fac acid hialuronic în casă, de corj de ou și cu diferite uleiuri și cu diferite infuzii și cu ulei de recin și cu infuzii proaspătă, dar aceasta este din fructe naturale. O mai facem și noi măcar de două ori pe săptămână. Așa. Și ungem pe față și stăm aproximativ 20 minute, apoi spălăm fața. Este foarte ușor, să știi. Eu vă las cu mult drag, Zidane a fost cu voi, suntem într-adevăr foarte multe și